Bine v-am regăsit la Super Pariuri. Mergem mai departe cu caravana meciurilor echipelor naționale. Astăzi joacă și România, ceea ce ridică puțin gradul de interes al acestei zile. Abordăm meciul României din Finlanda, însă mai avem două partide pe care vrem să vi le propunem dintr-o grupă foarte interesantă din această Ligă a Națiunilor. Și o să terminăm cu meciul României. Începem cu Germania-Ungaria. Mare favorită este Germania. Meciul se joacă în Germania și este normal să fie așa. Pe de altă parte, anormal de mică de mare este cota Ungariei dacă ne uităm la clasament, pentru că Ungaria este liderul în această grupă. Are 7 puncte, 6 puncte are Germania. A fost 1-1 în tur, dar e destul de clară diferența de valoare, de anvergură dintre cele două echipe, astfel încât să ne explicăm această diferență de cote în ciuda clasamentului din acest moment. Aceea cotă pe victoria Germaniei nu e grozavă, e destul de mică, însă noi am depistat ceea ce probabil că a depistat și Hansi Flick. Vedem ultimele meciuri ale Germaniei, ultimele 5 partide ale Germaniei și în toate aceste 5 partide nemții au luat gol. Că au dat nu e o surpriză neapărat, că au luat poate să fie o surpriză, iar dacă ne uităm și mai bine și cu și mai multă atenție, observăm că în 4 din aceste ultime 5 partide rezultatul final a fost egal. S-a terminat meciul așadar la egalitate. Bun, X-ul aici este o abordare ultra curajoasă, ținând cont că meciul se joacă în Germania. Însă ideea aia rămâne a golurilor luate. Ne ducem și aici pe ideea de GG. Ambele echipe marchează, da, așa o găsiți în aplicația noastră, Superbet. Ambele echipe marchează, GG-ul de pe vremuri pe cotă de 2.15. Italia-Anglia ar trebui să fie meciul acestei seri, dacă scoatem din context partida echipei noastre. Italia-Anglia, o nouă reeditare, să zicem, a finalei campionatului european de anul trecut. Anglia e dezamăgirea acestei grupe, putem spune asta. Italia a fost dezamăgirea în altă perioadă, pare că s-a redresat un pic și a scăpat un pic de balastul ăsta anumit dezamăgire. S-a obișnuit cu ideea că italienii că nu vor fi la campionatul mondial și se concentrează pe meciurile astea. Anglia, în schimb, doar 2 puncte câștigate. Pornește însă favorită aici. Ușor favorită în acest meci din Italia. Probabil pe considerentul valorii individuale a jucătorilor. Bun. Hai să ne uităm aici la ultimele meciuri directe. S-a terminat fără gol ultimul meci, dar asta nu cred că ar trebui să însemne mare lucru. Înainte de această ultimă partidă pe care o vedeți chiar aici, au fost 5 meciuri la rând cu GG, cu ambele echipe marcând. Ne ducem și noi pe ideea asta și aici mergem pe GG ca și mai devreme. Ambele echipe marchează, da, și dar pe această cotă de 1.90. Și am ajuns și la meciul echipei noastre. Finlanda-România se joacă la Helsinki și da, Finlanda este favorită și a zice nu neapărat pentru că joacă pe teren propriu. În tur a fost victoria noastră cu 1-0, dar noroc cu victoria aia, dar chiar și așa România e pe ultimul loc în această grupă cu o amenințare flagrantă, puternică a retrogradării într-un eșalon destul de straniu așa, pentru fotbalul nostru, ultimul, practic. Ne uităm pe cote, cotele generale așa, sunt în regulă, dar să vedem cât de regulă va fi jocul echipei noastre. Totuși, cu Finlanda, noi avem un bilanț pozitiv, istoric vorbind, avem un bilanț pozitiv, nu am pierdut niciodată împotriva lor. Acum, sigur că la orice există un început. Da? Să sperăm să mergem așa pe
pe fanta asta a patriotismului, să sperăm că nu va fi cazul chiar în partida asta. Cam așa arată statistica meciurilor directe dintre România și Finlanda, 7 victorii ale noastre și un rezultat de egalitate. Hai să mergem pe fanta asta a patriotismului, ne luăm însă marjă de eroare. Mergem la șansă dublă, X2 și ne mai luăm o marjă de eroare. Entuziasmul nostru ofensiv nu prea pare să existe. La goluri stăm destul de rău. X2 așadar și sub 3,5 goluri marcate în această partidă are o cotă suficient de bună, cotă 2. Vă propunem și pentru astăzi un super bilet. Chiar dacă sunt doar 3 meciuri, puteți adăuga însă lesne alte partide din calendar, din programul zilei. Noi din Germania, Ungaria, Italia, Anglia și Finlanda, România, din propunerile pe care noi vi le-am făcut, am scos un bilet cu o cotă puțin mai mare de 8.